Sindicatele din spitale consideră că, din punctul lor de vedere, sistemul medical românesc în general este unul bun, cu loc de mai bine. Președinta SINMED Roman, doctorița Gabriela Popovici, recunoaște că din interior este mai greu să fie obiectiv, dar consideră că medicii care au rămas aici, în țară, să îngrijească bolnavii, trebuie apreciați și nu blamați. Este un sistem care este bun, este loc și de mai bine, poate fi și mai bun, dar nu pot, fiind în interiorul lui, cum să vă spun, ideea este așa, că noi ca medici încercăm să facem față acestei situații. Eu nu cred că sunt cazuri izolate. Deci, în zona noastră, sistemul de sănătate este bun. Ați văzut că toate controlele care au venit pe Spitalul Roman, toate au fost cu succes. Acreditarea spitalului a fost un succes. Deci, eu nu pot să generalizez o structură din totdeauna. Deci, eu am o vechime de 35 de ani în domeniul sanitar. Întotdeauna au fost puncte slabe la nivel național și puncte forte. Noi nu suntem forte, dar suntem foarte bine. Doctorița Gabriela Popovici consideră că proverbul românesc cu omul sfințește locul este unul extrem de potrivit, mai ales în ceea ce privește Spitalul Municipal de Urgență Roman, exemplu de management eficient și preocupare pentru dezvoltare continuă. Noi încercăm să ne facem munca și treaba în condițiile prezente, adaptându-ne la situații. A începe să blamez, a începe să vorbesc de rău ceilalți colegi de la celelalte unități, ar fi în primul rând în defavoarea mea, pentru că nu știu situația exactă care a fost atunci și care a fost la ei. Fiecare încearcă și depinde enorm de mult de manager și de felul cum își coagulează în jurul lui toată structura medicală a spitalului și organizarea a fi un bun gospodar și ca manager și ca șef de secție, deci pleacă de la tine. Deci eu nu pot să arunc cu piatra în celălalt până nu mă văd foarte bine pe mine și până când nu am încercat eu, la nivelul meu, să fac tot ce a fost omenește posibil. Și dacă încerc să faci tot ce se poate, nearătând cu degetul în stânga și în dreapta, atunci situația este la superlativ. Și știți foarte bine că în zona noastră nu au fost probleme de niciun fel. În opinia sindicatelor din sănătate, guvernanții ar trebui să se trezească și să găsească soluții pentru o mai bună finanțare a sistemului sanitar, care să aibă în vedere alocarea unui număr suficient de paturi, să se investească în aparatură, pentru că populația acestei țări, din ce în ce mai îmbătrânită și bolnavă, trebuie îngrijită de medici care au ales să rămână în țară. Asta pentru că cei tineri au preferat să plece în străinătate și să îngrijească bolnavii altora.